Salve, Liuț, și bine ați venit în ferma UTB. Fraților, am trenat cu trenul ăsta, deci gata. Pot să spun în momentul de față că așteptăm. Așteptăm să crească un picuț ca după aceea să ne băgăm pe erbicidare și din nou pe încă un strat de fertilizare. Partea mai nașperlie, pentru că, bineînțeles, la o astfel de fermă se multe părți nașperlie, este aceea că va trebui să facem bani până la erbicidare. Și, din păcate, este musai, pentru că dacă nu vom erbicida, vom lua decât 30% din cultură. Adică o cantitate foarte, foarte micuțică. Și nu se poate. Trebuie să facem neapărat ceva să rezolvăm. Și avem soluția perfectă. Văd aici că mai trebuie să mai facem un colț. Chiar dacă am făcut zona rotundă, mi-a mai rămas. What the fuck? Bro, asta e ciudată chestia. Ar fi trebuit să se rezolve aici. Dar sunt uimit de viteză, dude. Adică avem 12 km pe oră. Asta e ceva tare. Nu mai poate UTB-ul. Deci ăsta primul cu perdeluțele lui aici e pur și simplu, na, altă culoare. E alt UTB în momentul de față. Nu mai e roșu, nici portocaliu. Este complet maroniu. Vom face o angajare. Ne vom angaja un picuț. Vom face un job după ce termin aici zonița. Dar mă, curios că mi-a mai rămas asta. De se pare că vreau un pic mai pe semirotund decât deja este. Foarte dubios. Nu mă așteptam la asta. Chiar nu mă așteptam la asta. Putem să le lăsăm și așa. Practic, aceste mici parcele, chiar dacă nu vor avea cultură pe ele, nu vor însemna chiar atât de mult. Nu ne îmbogățim de la ele, evident. Le fac aici doar pentru estetică și atât. Și poate să mai murdărim UTB-ul ăsta. Nu am bani să iau un pressure washer. Asta este. Îl păstrăm cu perdeluța îmbâxită. N-am ce să fac. Curios că nu s-a negrit de la carburant de acolo, de la noxe, ci de la noroi. Da, uite mă, care și sens, cam aici, eu am portiera deschisă, e normal. Oh, mai am și pe aici un pic, ai să-ți bagi. Mai un pic, bă, dar de ce o simți el nevoia, mă, să lase un pic așa în urmă și să nu facă treaba cum trebuie? Foarte, foarte dubios. Oricum, când lucrez cu 3 metri, știi ce? Le mai lași și așa. Bun, hai să-l ridicăm pe băiejatul. Bă, mi-aș fi dorit o greutate pe față, de nu spun, da? Din păcate nu avem. Bun, hai să mergem. Poate găsesc un pressure washer. Avem 1000 de euro. Trebuie să fac mulți bani acum. Trebuie să fac mulți bani pentru că pe lângă că erbicidul va costa vreo 2000 de euro. Hai să ne facem niște calcule, pentru că aici trebuie să venim cu calculele la noi, tata, că nu e simpluță treaba. Mai am de vândut ceva din... Ok, fiindcă mai avem ceva de vândut de acolo, o să pun semănătoarea aici. Așa, bun. UTB-ul momentan va trebui să stea aici pe tușe. Nu știu de ce îl bag, de ce îl acopăr, probabil din cauza că ăsta este singurul spațiu pe care l-am la dispoziție, pentru că nu trebuie protejat de ploaie sub nici o formă. Și acum, fraților, avem următoarea situație. Mergem aici la misiuni și avem una pe 45. Sunt multe misiuni și sunt unele care chiar îți dau foarte bine, spre exemplu asta de 26.000. Dar este pe terenul 14 și dacă nu știu și ne uităm care este terenul 14, putem vedea chestia asta mare de aici. Adică unul dintre cele mai mari terenuri de pe hartă. Da, este unul din cele 7 terenuri cele mai mari de pe hartă. Apoi cu ce? Gândiți-vă, cele 3 unite ale mele reprezintă acest punct verde. Aici aș sta o zi și jumătate la lățimea combinei mele, plus de alta trebuie să o descarc și mai departe. Da? Bun. Și atunci vom fi un picuț pe șmechereală, zic. Hai să luăm una de 4. Avem pasta pe terenul 29. Dar asta nu o putem lua. Pe asta nu o putem lua deloc pentru că este cu rădăcinoasă. Asta am zis eu cu... combina avem și cu header de porumb, pe care de asemenea îl avem. Și atunci, zic că ar fi un win-win situation. De asemenea, uite, mai câștigăm și niște bănișori pentru că nu închiriem utilajele și o să dăm doar accept contract pe 45. M-am uitat să văd și este foarte ok terenul. Nu arde. 45 este fix ăsta de aici și ca dimensiune așa este un pic mai mare decât cele 3 unite ale noastre. Dar țineți cont că nu facem la lățime de 3 metri cât are semănătoarea, vom face la lățime mare. Asta mi se pare că are 6 metri, dacă nu mă înșel. Încercam să măsor și eu, dar... Na. Ia să vedem.
Exact 6 metri are, este perfect. Bun. Acum, ce mă tripează un pic este golirea combine. Aici vom avea o mică mare problemă pentru că nu am o remorcă suficient de mare și încăpătoare ca să nu trebuiască să fac 1000 de drumuri, știi? Practic la mine remorca e și combina, e aceeași capacitate similară. Bun, hai să luăm totuși remorca. Mergem cu baghiu. Iau remorca, o mut de aici și o și umplu totodată ca să fac niște bănișuri să pot să închiriez altă remorcă. Dacă n-am banii suficienți, verificăm de îndată portofelul. So, hai să ne uităm un picuț la remorcă înainte de asta, pentru că o să mă uit iară la vehicule și utilaje, o să salvez că nu se știe niciodată ce se întâmplă. Am mai învățat treaba asta. Și aici la trailers, ia să vedem. Bun, avem RM-ul, remorcă cereale și avem RM7-le, remorcă cereale 8 tone. Uh-huh. Și asta prima are o capacitate imensă, un picuț cam prea mare dacă mă întreb pe mine. Asta poate fi mărită capacitatea la 12,1600. Păi e mai bine așa. Păi e mai bine așa, fii atent. E posibil să ne putem mări capacitatea cu banii noștri, să zic. Ok, ok, hai la magazin. Să vedem pe unde intrăm, la atelierul de mecanică. Deci în dreapta este magazinul și cred că aici în spate este atelierul de mecanic ceva. Bă, nu prea pare. Astea se deschid? Like, da, hai că se deschid. Bun, măcar atâta. Bun, aha, gata. Am văzut. Avem aici posibilitatea de a modifica lucrușoare. Hai să le deschidem pe toate. Mă simt ca la mine acasă, deși am venit la un business, la o firmă. Sunt tare, tare curios dacă costă până într-o 1000 de euro, pentru că mie cam atât îmi trebuie. Ar trebui să mai rămân cu 100 ceva de euro pentru lucrătorul automat. Dacă nu, va trebui să mergem să vindem, e o dragă nevoneală. Sau, avem așa, remorcă stil căruță, customize, și dăm coșmare pentru 800 de euro. E genial și ne-a mărit capacitatea la 12 tone. Este pomană, aș putea spune. Let's go! Deci am dat 800 de euro pentru pomana asta. Ce tare! Și acum avem dita mai căruța, dublă. Oare o fi mai grea? Uite că nu m-am uitat la tonaj. N-am apucat să compar, să văd dacă într-adevăr mi-adaugă acolo și ceva greutate. Ok! Asta e bine așa. O să mergem acum cu remorca asta direct pe terenul pe care avem treabă. Și aici este un drum de țară, pentru că nu am luat-o pe asfalt, trebuie să urmez acest drum de țară. Și dacă o luăm așa, pe lângă livada de meri, ar trebui să ajungem. Puteam să o luăm chiar și prin livada de meri. Dar trebuie să ajungem destul de drept. Mă uit aici. Da, uite, 45 în față. Nice. Este practic peste drum de mine. De ferma mea. We are Guciandos. Stânga la Băjatu. Așa, bă, tata, bă. A, ce tare că pot să... Câte să fac? Cred că mi-intră vreo 3 aici, dacă nu mă înșel. A, ba, nu, mi-intră 2. Cred că 2 combine mi-intră și după aia mergem să descărcăm. Bun, ăsta este. Hai să tragem un pic așa pe lateral. Căruțoaia. Mamă, zici că am mers cu sufragerie după mine, uite, zici tu. Foarte mare, din. Bun, hai și cu combina acum. Cu asta e un pic mai dificil pentru că este mare și nu mi încapă pe o singură bandă. Deci avem aici lățime de 60 de metri, plus că viteza maximă, chiar dacă încerc eu să o bag într-o viteză superioară, nu merge mai mult de 22 de km pe oră. Dar poți să o tai, uite, undeva cam pe aici. De la volan îmi dă impresia că conduc ceva mai micus decât de fapt conduc, știi? Așa, tata, mergem la treabă. Dacă luăm misiunea asta cu 4000 de euro, logic, nu mă îmbogățesc, dar cred că îmi ajunge. Ia să dăm aici pe cruise control, pentru că vreau să văd prețul unui palet. Unui rezervor de erbicid. Nu aici, ci aici. Și avem 3200. Nu, e fertilizator. Ba da, 2400. Bă, ce am diferență de la cel la pământ. Deci 2400. Momentan nu avem nimic. Deci jumătate din... nu e bine. Tot va trebui să mergem să vindem niște lucruri, pentru că nu o să mai ajungă. O să trebuiască să închiriez și un sprayer. Asta e partea nasolă la erbicid, pentru că este doar în formă lichidă și nu poate fi împrăștiat de un spreader pe care deja îl am. Aici va trebui neapărat să mai dăm niște bani. Am făcut circuitul. Acum, ia stai un pic să-l desfoldăm, că pe ăsta l-am avut foldat, se pare.
Am făcut circuitul doar că avem intrarea de pe partea cealaltă, mai încolo un pic, așa că o să-i dau un start de aici. Așa, viteză maximă de 10? Da. Este limitat de header. Și băiatul meu lucrează aici de mama focului. Nice! Și acum, punem într-adevăr ore de uzură pe combina, dar hei, vom câștiga bonișori. Bun, ăla am până la intrare. Acilișa doar o să-i dau un play. Și funcționează perfect. Și ce am făcut eu acolo și ce o să ia pe asta. No. No. Dă-i de la first waypoint. Era nearest și nu știu, tot timpul mă bagă pe cel din dreapta. Ia, hai să vedem dacă se îndreaptă aici. Bun, așa da. Altă viață, perfect, nice. Acum, poți să las pe ăsta să lucreze aici. Este deja la 8%, deci va trebui să ne grăbim maxim. Și hai în dărăt, să o umplem pe asta cu ce mai avem, să mai facem niște bănișori. Bă, ce repede am ajuns la mine aici, că pot să calc pe cultură, că nu e crescută încă. Genial. Bun, deci avem încărcarea acolo. Hai să vedem că putem să stăm cu spă. Ce bă, că nu văd nimic aici. Cu dita mai sufrageria cu ița, uite-te și tă. Sper să nu am probleme cu combina, să descarce la așa înălțime. Bun, avem grâu sau sorg. Dăm sorgul. Se va vinde un picuț mai bine. Rupe băiatul meu cu remorca, nu știu cum se va descurca la 12 tone, dar la 5 tone, ia uite-l. La curbe cred că nu o să fie foarte... O să pun și eu, da, pun un pic de frână. O iar Gucciandos, luăm pe asta practic vreo 4,90 undeva pe aici sau 4,80 ceva de genul. Foarte, foarte puțin, practic jumătatea cantității pe care o avem, știi? Facem o depășire așa cum se face în Spania pe dreapta. Și am prins 125 și crește, uite, fii atent, merge cu căruța cu 131, ok. 132, hai să vedem aici la vale dacă îi crește viteza. Trebuie, 134, 135 viteză maximă. Ia uite, a prins bobiță de rupe. Sunt foarte mândru de buggy-ul ăsta. S-a descurcat de minune. Are suspensii de alea frumoase și astfel pot să-l iau pe arătură fără stresulescu, știi? Ia să vedem aici 1000. Hai, dă și mie un cardou. Așa, 2200. Pe cealaltă serie am o vorbă. După ce vând lucruri, bugetul, bineînțeles, crește considerabil și vorba mea este, nu e rău. Aici e la fel vorba, fără nu. Aici e foarte rău. Și dacă asta nu era suficient de rău, acum trebuie să mă îndrept către combină destul de rapid, pentru că este la 80% plină. Sper că, da, cred că voi ajunge. Cred că voi ajunge, dar ajung la fix. Am ajuns! Hai să vedem unde este combina. Se pare că a făcut un rând complet. Este în proces, în proces de a-l face 94%. În regulă. Hai să mergem, da, mai mare terenul, deci va trebui să muncim ceva multă vreme la el. E nenorocire cu el. Hai să vedem că putem să mergem. Asta e oprit? What the fuck? 96% oprit? Putem să ne dăm seama de ce e oprit? 96%. What the fuck? De ce ar putea fi asta oprit? Că și... The hell, man, și traficul este oprit. What? Ce dubios. Ok, semințele arată bine, nu înțeleg care este problema. Yes, nice. Deci putem descărca, numai că nu vrea el să-mi descarce. What? Bro. Este un pic să-i facem o oprire. Dăm aici nearest. Deci unde descărcă înăuntru? Nu cred. Oh my god. Credeam că nu suportă semințe. Mă gândeam că după ce am făcut upgrade-ul ăsta, poate acum suportă decât iarbă sau orice altceva. Pentru că mai sunt remorși de-astea care atunci când le mărești capacitatea suportă decât paia, iarbă și astea. Dar după aia m-am amintit tot eu în același timp și nu înțelegeam că a fost plină cu sorg. Deci grâne suportă. Știi ce zic? Foarte dubios. Ce avem 6 tone capacitate. Asta înseamnă 2 remorci. Jumătate. Okay. E ușor de calculat. Nu e de preferat, dar este ușor de calculat. Acum dacă dăm un play, merge?
Merge. Ce dubios că s-a oprit, înseamnă că așa are el însetări la course play. Să se oprească la 90 ceva la sută. Foarte dubios, pentru că nu mai minte să fi pus așa. De obicei lucrez cu 100%, se oprește și aia, dar da, într-adevăr, n-am mai jucat de foarte mult timp cu course play, de obicei folosesc lucrătorul automat. Dacă pe aici s-a regăsit la 94%, pentru că următorul cerc îl va face un picus mai mic, cred că se va regăsi aici. Și aici îl voi și aștepta. Out, ce frumos arată! Floarea soarelui! Aia zic! Fraților, atât pentru astăzi. Până data viitoare, v-am salutat mai bine! Pa, pa!